În prima zi de Paște, mai multe localități prahovene s-au aflat sub cod portocaliu de averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. La Vâlcănești au fost cele mai mari probleme cauzate de aceste fenomene. 3 mașini au fost luate de apă. Pe fondul manifestării fenomenelor meteorologice prognozate pentru județul Prahova, în acest sfârșit de săptămână, pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină în 2 situații de urgență. Pentru monitorizarea situației din localitatea Vâlcănești, aflată duminică, sub atenționare cod portocaliu de vreme severă, unde, în urma creșterii nivelului pârâului Sărata, au fost luate de viitură 3 autoturisme. Acestea au fost purtate de apă pe o distanță de aproximativ 1 km, viitura fiind una extrem de puternică. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au rămas în monitorizare până la scăderea nivelului pârâului. Problemele cauzate de vreme au continuat în județul Prahova și în a doua zi de Paște. La Sinaia s-au produs inundații. De asemenea, pompierii militari din cadrul detașamentului Sinaia au intervenit ieri pentru evacuarea apei de pe carosabil pe strada Mihail Cogălnicianu și în zona gării din orașul Sinaia. Din cauza inundațiilor produse pe drum în stațiunea Sinaia, traficul rutier a fost îngreunat. La fața locului, polițiștii au acționat pentru fluidizarea circulației și pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere. Reprezentanții suprahovale recomandă cetățenilor ca în cazul unor astfel de avertizări meteo să oprească activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime, să închidă toate ferestrele locuinței, să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție.